Ce faci neînsoțită? Așa frumoasă neînsoțită. Ce face domnul? Aici sunt în interes de serviciu. Am o invitație, mai ales în domeniul meu, cel al turismului și al promovării pe social media a agențiilor de turism, a destinațiilor și atunci nu înțeleg. Deci, uite, sunt însoțită. Uite, uite. Uite. Sunt... Deci, m-am... Ba da, sunt însoțită de colega mea de călătorii. Și pe Adina am întrebat-o același lucru, nu te-am întrebat unde-i partenerul. Că eu nu mă pot concentra când vine Dana cu picioarele astea, nu mai nu te pot concentra la nimic. Hai, mulțumesc! Mă las! Nu trebuie eu să te întreb acolo, să intru acolo unde nu știe nimeni, la viața ta amoroasă. Niciodată, n-ai să vezi. Nu! Ce? Pentru că unele lucruri le țin pentru mine. Și da, e vorba despre viața personală sau viața intimă. Trebuie să rămână separate de viața publică. Dar există cineva. Dar de ce crezi tu că n-ar exista? Sau chiar dacă n-ar exista, de ce ar trebui să existe? Pentru că ești o femeie frumoasă. Ce dacă? Dacă ești o femeie frumoasă, înseamnă că nu pot să mă bucur de frumusețea mea uitându-mă în oglindă și apindu-mă pe mine? Da, poate uneori mai trebuie acolo. Nu, nu trebuie, dar dacă vrei, atunci da. E, cum să spun, nu trebuie să faci nimic în viață. Nu e la trebuie, nu e la impuse. E la ceea ce îți face plăcere. Dacă îți face plăcere să intri într-o relație, dacă iubești pe cineva, dacă te atrage cineva, da, foarte frumos. Dacă nu, e bine și așa, fără. Clar, clar, dar ziceam că dacă apare persoana potrivită, intrăm într-o relație. Da și nu, depinde. Sunt cam confuză în acest moment. Iar asta vorbesc în dodi, nu? Una caldă, una rece. Da, fix la mine, știi? Ne? Ia zi-mi ce... Cred că am ego mare astăzi. Zi-mi ce părere ai de căsătorie. Acum, te-ai mai căsătorit vreodată? Am tot declarat chestia asta că nu. Pentru că nu mai simt nevoia să validez dragostea printr-o căsătorie. E cu siguranță, crede-mă. Oricum actele bănesc că nu ne mai țin în 2023 unii lângă alții. Draga mea, până la urmă actele, semnătura aia nu poate să țină legat de două persoane dacă nu se mai iubesc. Și cum semnăturile au devenit virtuale și cum e, mai bine ne bucurăm de viață și ne simțim ca și când suntem căsătoriți, dar nu cu acte. Dar poate o despărțire fără căsătorie să fie la fel de dureroasă ca un divorț? Sau e divorțul mai dureros? Cum ți se pare ție? Eu nu știu ce înseamnă asta. Nu știu ce înseamnă durerea, suferința aduce. E cumva, dacă nu suferi, înseamnă că nu trăiești. Dacă nu suferi, înseamnă că nu vezi nimic de la viață. Dacă nu suferi, înseamnă că n-ai emoție și n-ai empatie. Adică suferința nu e un lucru rău. Și atunci, nu știu cum să-ți răspund la întrebarea asta. Pentru mine divorțul a fost un pas firesc pe care l-am făcut și a fost o eliberare de stres și n-a avut nicio legătură cu altceva decât cu relaxarea tuturor celor în cauză. Fără suferință, în punctul acela. Bine, și atât te mai întreb, unde totuși trebuie să te întreb, unde e domnul care a apărut pe Instagram-ul tău în 2022 iunie? Iunie? Opa! Domnul acela face parte din viața mea și este cu alte treburi acum. Pe mine mă lasă singură să vin la aceste evenimente pentru că, iată, știe că dau foarte multe interviuri, știe că am telefonul cu stick-ul după mine și încep să fac filme și poze și anunț lumea unde sunt și ce fac și asta înseamnă că nu-i dau atâta atenție cât ar merita. Și atunci e mai bine să nu vin cu însoțită la muncă. Înțelegi? Pentru mine e munca asta. Și închei cu asta, de cât timp e relația? Asta nu cred că ai zis-o nicăieri. Tu tot cauți să ai un titlu? O să pui pe ego sau pe impact? Pe ego! Pe ego! Bine, atunci să n-audă impactul. Uite-l aici! Uite-l aici! Pe ego, păi... Vreo 6 ani? Da, exact! Nu vă țină! Mulțumesc!